În acest weekend, fântânei cinetice din Drobeta Turnul Severinii a fost redată din nou frumusețea după ce aceasta a fost reabilitată. Publicul severinean și nu numai se bucură pe deplin de spectacolul dinamic de culori și lumini. Vești bune pentru iubitorii de fotografii. Pozele inedite de la fântâna din centrul orașului vor fi din nou în albumele tinerilor căsătoriți și nu numai. Reprezentanții primăriei Drobeta Turnul Severin au parcurs toți pașii necesari, astfel încât fântâna cinetică să fie funcțională cât mai repede posibil. Referitor la fântâna cinetică, din acest moment funcționează la parametri optimi. Sperăm să funcționeze cât a funcționat și până acum 40 de ani fără reparații capitale. Face parte din planul estival pe care primăria îl pune în aplicare, începând cu aceste zile, în care avem în calcul cele două trasee turistice urbane care le-am implementat în Drobeta Turnul Severin, cât și toți turiștii care vin în Drobeta Turnul Severin să fie primiți cu brațele deschise, cu terase deschise, cu jocuri pentru copii, cu tot felul de surprize care le avem în această vară. Care este programul fântânii, dacă aveți idee? Programul fântânii este în funcție de necesități. În principal funcționează foarte mult în perioada de după amiază, când este plin de copii și de turiștii care vin în Drobeta Turnul Severin. De dimineață are programul întrerupt, tocmai pentru a nu avea din nou probleme referitoare la supraîncălzirea elementelor care sunt foarte mari și foarte puternice. Timp de 40 de ani de la inaugurare și până în prezent nu a mai fost realizată o revizie totală a fântânii cinetice. Astfel, reabilitarea acesteia a fost o lucrare foarte complexă. Iar ca fântâna să poată funcționa în continuare, aceasta are un program în care își poate arăta splendoarea.